De ce ați ales Universitatea Dunărea de Jos și de ce nu Buzău? Pentru că îmi place mult Buzău și am vrut să rămân aici, sunt de aici. Și facultatea asta am ales-o pentru că am fost pasionată de sport de mică, am făcut sport de performanță și am vrut să transmit mai departe ce am învățat eu și altor copii. Ce sport de performanță? Box. Viitorul tău cum va arăta după absolvirea facultății? Profesor de sport sau probabil la propria mea sală de box, antrenor. În Buzău? Da. Emoții astăzi? Da, mare. Ce an ești? E primul an. La ce facultate? La drept. De ce Buzăul și de ce Dunărea de Jos? Mi-e mai ușor aici, la mine acasă. Deschiderea acestei universități în Buzău... Un mare beneficiu, foarte bine. Dacă nu ai fi ales Buzăul, de nu ai fi avut această ocazie... Păi cred că eram la Galați. Crezi că odată deschisă această universitate va ajuta Buzăul să păstreze tinerii? Foarte mult, cred. Foarte mult, așa cred. Crezi că faptul că s-a deschis această universitate în Buzău îi va ajuta pe tineri să aleagă să rămână în Buzău? Sincer, da, deși în ultimul timp am observat că toți doresc să plece în Buzău și nu înțeleg de ce. Dar... Pe tine ce te-a făcut să rămâi în Buzău? Păi pentru a da la poliție în principiu și am zis să încerc aici, să nu mai plec din oraș. Fiind o variantă mai ușoară, a rămâne mai aproape de casă. Dacă nu ai fi avut universitate în Buzău, unde ai fi făcut facultatea? Aș fi optat pentru Galați. Tot Dunărea de Jos.